formă. A început să mă doară mâna ca și pe tine. Vadă lumea ce se prinde la vâlcele la mine. Pot doi. Hai. Gazili. Unde, la tine? La apartament? Păi și... Trebuie să fii tu acolo? Trebuie să fii tu acolo? A, s-a scumpit gazile! Oho! Păi dacă ți-a mărit salarul... S-a mărit salarul, da. E ea cu 30 de milioane, da, aia vezi. Așa murim, Tonică, cu gândul ăsta. Așa murim, ne apucă bătrânețele cu 1000 de ron. Tu cel puțin mai ai ceva pe mine, mă treține nevasta. Păi nebunii au venit pe acolo și au umplut pe aici, mă. Nebunii au venit pe acolo și au umplut pe aici, deja. Dacă o mai fi ce să vină. Hai că intrăm pe la canalul ăla. La canal. Păi să te duc în jos pe canal care intră acolo. Mamă, ce cai de oblizi luam acolo. Ce și clean. Vedem și vâlsa, nu? Merge la el acum, stai, ole. Nu te grăbi că Domnul e cu noi. Ai răbda. Ai răbdare că ziua scade. Eu am soarta pecetluită, dacă n-aduc bani cu țâtri, mă aștept. Tu tot mai ai o șansă, dacă vin cu țâtele, ai învățat niște scheme când ai fost în Japonia. Bă, Tsogusaki, nu l-ai pus să te învețe ceva tehnic. Pe samurai e. Bă, și totuși aici era pește odată, bă, aici. Zici că a trecut bomba atomică, bă. De la Hiroshima. Auzi? Prietenul Liviu vrea să venim vineri să-mi stăm două zile. Auzi, să dăm la ștuci. Păi de unde, domne, ștuci? Că numai aici a fost anul trecut. Vă zici că vorbim, dar mă uite cu Alin.
localnic, mare ștucar, două mărlițe. Cum, Aline, așa ne încurajezi, doar două mărlițe? Abia merg până mulă. Tu pe unde mai pescuiești? Dar care e treaba? Auzi, să fi dus peștele pe coadă? Să fi dus pe coadă încolo? Păi da, a fost unul, zice că juca ca lumea clenă. A, dacă să mă duc la Alexandria. Un singur clean văzui pe aici, atât. Și ăsta piti sub băce. Îți faci băgă pe apă. Lăsă-mi pentru. Asigurarea speciei. Mai treabă făceam la curbă, voi, Toni. A fost unul pe coadă, ci că la budeas. I-a văzut culoare. Ci că au fost pe coadă la budeasa, dar nu le-a văzut culoare. Dacă se mă duc în sud, pe râuri. Toni, închid afacere, ce? Da. Hai, uite, abia merge la mea. Bă, dar parcă ieri nu eram așa în mur. Auzi, acolo la gură tot mai luară, am văzut. Mai oprim o leacă? Oprim, că e prânz. Mai dau de plumb unde. Activitate sportivă. Pescuit sportiv cum îi place filiale, adică dai și noi pești. Filiale, filiale. Pescuit prin România. Pescuci umblau pe aici, baline. Mă dat. Peștișerilor, nu vă speriați. Stați liniștiți. Roscuță o bagă de direct, te-am văzut. Dacă aș fi să mă numbroaște, te știu nu știu. Cam asta a fost aventura. La ora 10. Da, da, stați aproape. Aproape, că acum mergem la... canal cu pește, da? Coada lui Budeasa. Hărți, e trebuie să ajut. Coronu. Ce te vede? Ce se vede? Nu, băi!
Și pe dealul și pe rău. Și la pătrăveți. Și undare. Și acum să ascultăm ce spune un localnic mare pescar de aici, din Vâlcele. Care ne-a mai îndrumă și cu așa de mai bune. Putem mai venim în urmă. Ce zic că știu de pe. Și sunteți în direct și în exclusivitate. Pâinea cât costă aici în România. Și auzi că cu stânga n-au bine. I-a zis ceva? A zis ceva la mine? Uite mă, prin seara noi bibanca lumea acolo. Uite, am găleata jumate. Ia mă, te trăiești. A, sara am prins. Ce dracu. Câțiva mărunți? Mă, sara merge la centrală. Dar s-a... De ce nu mănânc o piban? Nu știu ce dracu fi cu peștele de aici. De să nu fie pe coadă, pe-n găurile. Ce, crezi că s-a dus în jur? Eu cred că s-a dus pe cur. Cu plase, cu astea? Cu plase, nu? Păi putea să ia tot bibanul, mă, de aici. Dacă au spus prieteni de-ai mei gard aici, de lângă, până în frontonul meu, și până la stâlpul ăla din partea lui și sunt 800 metri de apă și plasa a fost întâși, a fost legat aici pe cărămigă și în partea cealaltă de placă, bătut pâini și pleci, smoala aia. Plasă. Dar ăștia au scos plasa imediat după ce au băgat aici și s-au speriat de... Păi și-au luat ceva în plasa? Nu, că se peste, că imediat după ce au băgat-o, imediat s-au băgat de pe plasa. A, vrei să zici că braconajul e în floare ce la buce? Peste tot. Peste tot, Romeo. Nu le-am spus, alergă ăștia? Da, cel puțin o luptă e terminată. Dom'le, am fost la ultima, dar nici plătică, dom'le, mai mănâncă. Și să mai mănânce, mă. Ți-i atent cum e peștele pe oricum, l-a terminat așa. Imediat. Deci peștele care se mai strângea fugea repede la centrală. Care fugea de plase, știi ce de parașut. La centrală venea la tata cu coșul de 10 metri, cu alaie și tot ce mai fugea, ultimii următori, îl lua și pe acolo. La revedere pește. Și singurul loc, dar să nu spunem direct că și...